Ați auzit ce scrie... Ați văzut ce scrie în titlu, nu? Trebuie să ne scriem propriul Isekai Live acum twitch.tv/onero. Bun venit, dragilor! Numele meu este Raul, eu sunt un alt fan anime care vorbește un pic prea mult despre anime și pot să zic că m-am săturat de isekai-urile astea. Toate isekai-urile sunt la fel, dar un pic diferite. So, astăzi ce facem? Hai să vedem dacă unul la mână putem să facem același isekai, dar altfel, mai bine, sau dacă putem să facem just cel mai bun isekai fucking ever. Ok? Împreună cu voi, live pe twitch.tv/onero. Eu o să vă dau niște chestii pe care voi puteți să vă folosiți punctele să alegeți cum o să iasă isekai-ul ăla. Și până ce trebuie să trecem de fiecare dată când facem un isekai. Primul isekai, cum zicem, o să fie la fel, dar altfel. O să vă dau prompts, right? Și dacă aveți idei bune aici în chat, poate le bag și alea în prompturile alea. Și ne uităm, cum îi zice, în felul următor, la protagonist, cum îi isekai și cu cine îi isekai, dacă îi isekai împreună cu cineva, ce putere are, ce arme are, iubirea mare a lui, că bineînțeles că trebuie să aibă și o protagonistă și un interes de dragoste, right? Prietena din copilărie, pentru că nu pot să merg fără prietena din copilărie. Cel mai bun prieten, right? Pentru că trebuie să ai cel mai bun prieten. Povestea, că după aia numai vorbim despre poveste și cum e lumea de acolo, cu ce se ocupă, unde sunt, gen unde încep în lumea și unde merg, care e antagonistul și la final numai ne gândim la titlu, right? Cam asta e faza. Hai cât să punem cu ce se ocupă, după unde merg, că are mai mult sens, right? Și după aia să vedem care e antagonistul și care lumea. Bun, dacă dăruiește ceva sub persoana care a dăruit, persoana care a primit. Pentru că, de exemplu, Bing, dacă tu ești deja sub pe twitch.tv/ro, tu oricum o să primești roast. Asta dacă sunteți destui și, you know, îmi convine cum funcționează episodul de azi. Dacă nu sunteți destui, mai ales că voi ați votat episodul ăsta să fie, să nu uităm lucrul ăsta, v-am întrebat, right? V-am întrebat, vreți să avem episodul ăsta de ora de anime și o dragi dintre voi ați votat da pe youtube.com/k/onero/community, right? Deci acolo sunt rezultatele, voi ați votat că da, deci vă aștept să fiți aici live în chat. Dacă fiți aici live în chat, nu vă mai fac gros, ok? Ok, bun. Nu-i ăsta, e... Vedem, ok? Vedem cum o să facem. Prima dată să explic. Ce un isekai? E o lume unde cineva ajunge în lumea aia. Lumea aia poate să fie straight up fantasy, poate să fie bazată pe o carte, pe un joc, pe whatever, dar trebuie să fie o lume fantasy, right? Nu e un isekai dacă e aceeași lume ca a noastră. Ai reîncarnare, right? Like, poți să zici că s-o reîncarnat într-un timeline diferit, tot reîncarnare în lumea noastră e. E mai fantasy, dar nu-i chiar isekai, ok? Cred, nu știu, nu prea au făcut nimeni asta, so, you know, posibil. Bun, așa, deci, voi aveți, dacă sunteți aici live în chat, niște puncte acolo. Eu, de exemplu, pe contul ăla al meu, am vreo 165.000 de puncte, right? Cu punctele alea, voi puteți să decideți câte vreți să puneți, dacă vă pasă de o chestie, puneți toate punctele. Dacă vă pasă de alte chestii, puneți numai câte puncte vreți, 1, 2, 3, 10, 15, 1000, 100.000 și așa mai departe. Bun, așa,
Ce temă de mal pentru mine? Ok. Da, nu, deci la chestia cu roast-ul, just dacă dați subscribe, primiți roast, dacă dați subscribe la altcineva, asum că deja aveți subscribe și primiți și voi și el la care dați subscribe. So, dacă ești recipient al unui gift, primești roast și tu. Aia încerc să zic, dacă sunt unii care au de unde da. Bun, so, hai să începem cu acest protagonista nostru, pentru că, ziceam în titlu că folosim AI, avem aici un AI, a scris Isekai și aparent ăsta e un Isekai. Ia uitați aici ce Isekai e nenea asta. Ce-o pățit la fată, nu știu. Ideea e că eu am ales aici vintage anime style și aparent vintage anime style înseamnă Akira, Evangelion și Cowboy Bebop. Pentru că orice îi dau să facă, o să fie pe aceeași chestie, right? Which is fine, but na. Hai să vedem neo-vintage, nu știu ce e neo-vintage, hai să vedem ce unise ca e neo-vintage, să ne uităm aici la stiluri. Ăsta e perchance.org/AI-anime-generator, dacă vrei să îl faci. Ok, e foarte neon, e foarte, I get it, înțeleg acum ce e asta. Nu am limită din câte știu. Ce idee răznită aveți amândoi, ăla cu căruț de bebeluș să aruncă pătie și, bună idee. Vedem, hopefully nu trebuie să facem asta. Hai să vedem ce mai avem aici, ce înseamnă cinematic, ad shot, close-up, ok, nu o să facem chestii de genul, hopefully, pentru că ne interesează să avem numai așa o idee de ce ne imaginăm noi, că după aia ne putem ne imagina mai departe, corect? Cică 3 de Pokémon, 2 de Pokémon. Furry. Cursed photo. Yu-Gi-Oh! Art. Hai să vedem ce Yu-Gi-Oh! Art. Isekai, am scris Isekai acolo. Technical difficulties. Nu, ce technical difficulties. Așa. Ok. I mean, ăsta dă mai mult a Dota și League of Legends decât Yu-Gi-Oh, but it's fine. E ridicol, but it's fine, right? Nu văd cum îs neapărat isekai astea, but, na. Sunt inspirat de la știri din lumea reală. Asta e faină, harpy și un dragon în spate și asta nu știu ce e, dar ai că nu e așa rău, ok? Bun, noi mergem înapoi să mai vedem aici ce mai avem. Hai să vedem manga style, ce e un manga style, să vedem ce e de la Isekai și apoi de acolo putem alege, right? Care vi se pare vouă cel mai interesant dintre toate astea la care ne uităm? Ăsta o să fie primul pas și după aia ne uităm la protagonist, îi dăm un nume protagonistului, pentru că trebuie să aibă un nume și protagonistul, corect? Și o să-i dăm, vedem, că, de exemplu, în sezonul ăsta este un tip care joacă un joc de ăsta fantasy și tipul în joc e numit Earth, right? So, na. De ce nu avem, pentru că trebuie prima dată să le facem cele mai bune, cum îi zice, isekai-uri, ca după aia să ne facem noi propriu, right? Să facem un test run. Să vedem cum funcționează și după aia dacă ne place cum funcționează, na. Aparent am scris Isekai și ăsta e manga style Isekai. Tipa asta, eu jur că e furată de undeva, că arată foarte similar cu draia de alte caractere, but în general nu-i rău. Sunt niște postere, dar then again eu am scris numai un cuvânt Isekai acolo. Ne-am dat tare mult descrieri de ce să facă și așa mai departe, ci că nu style. Hai să vedem ce e un no style.
Cum ziceam, percents.org, dacă vrei să îl folosești. Ăsta ce că e nou style. Și de ce e nou style-ul fake? Că pare să fie fake, right? Astea toate Saber. Cel puțin astea trei de jos e Saber, right? It just... na. Again, vedem. Prima dată ne facem, cum zice, încercăm să batem alalte... Hai să vedem waifu. Ce ne de la waifu de aici? Și să alegem care... să-mi ziceți în chat care vi se par cele mai bune, I guess, dintre stilurile astea, right? Well, waifu works wonderful. Bun. Deci, avem... n-am văzut painted anime. Avem vintage anime. Nu știu ce-i painted anime, că mie nu... like, nu-mi dau seama de stil sau de unde își trage inspirația asta. Avem painted anime, anime, care e anime normal, hai să vedem care e ăla. Exact, vezi că știi, Lucas. Mai avem soft anime, care nu știu ce e soft anime. Hopefully nu dă nimic acolo cu alea. Ok, prima imagine care a ieșit de aici. Ok, hai că astea nu... hai că astea arată bine, cât de cât. I mean, nu-i oribil, right? I mean, atâta timp cât nu dai zoom, nu-i oribil, dar așa, de la distanță, par ok. Deci, avem painted anime, anime, cute, soft anime, in 50, ce pui mei ăsta? Again, n-am văzut niciodată toate stilurile astea, că am zis că decidem cu voi. 50s infomercial anime. Da, ăsta e stupid. Ok, deci nu o să folosim ăsta. Deci, hai să vedem. Dintre vintage anime, hai să vedem Studio Ghibli cum arată. Un isekai Studio Ghibli. Corect. Face mult background-uri mai mult decât altceva. And not bad, cel puțin asta nu, asta e singura care nu-i oribilă. Deși acolo îi se topesc picioarele în ăsta, aia e cea mai ok dintre toate, restul. So, hai să vă dau primul prompt pe care să îl decideți, right? Și în felul următor, ce stil alegem? Și avem primul anime, 2 soft anime, 3 care era vintage anime și mai punem ceva, mai vreți unul din stilurile astea să fie acolo, că nu știu dacă restul neapărat merită, sau hai să mergem cu astea trei, right? Să alegem, aveți un minut să dat, cum îi zice, punctele, să câștigați unul dintre ele. Să vedem care îl alegeți și ui așa cum începem. Până dați cu punctele, vă puteți și gândi, de exemplu, la protagonistul nostru, right? Trebuie să avem un protagonist, gândiți-vă că trebuie să facem Sword Art Online, mai bine trebuie să facem o draie de anime-uri care sunt exact la fel, numai mai bine un pic, trebuie să facem mai bine decât era, right? Ăsta e țelul nostru. Eu o să vă ajut ca autor profesionist și maestru în scris, eu o să vă ajut, dar asta e munca noastră împreună, la care o să îi dăm un titlu și poate o să-i facem un poster cu acest AI generator și mai multe chestii genul. Și dacă iese fain, poate avem pe Para, care acum lucrează la un loc fain, și poate printăm câteva și vi le trimit vouă așa de Crăciun, dacă vreți. Bun. Na, hai să vedem ce o câștigat. Vintage anime, ok, deci mergem cu vintage anime, că l-au fost ales cel mai mult dintre toate.
sincer, eu m-aș fi dus, sincer să vă zic, cu ăsta nostru. So, hai să vedem ce trebuie să aibă protagonistul nostru de isekai. Că ăsta, acum suntem la protagonist. Trebuie să aibă părul negru neapărat. Right? Trebuie neapărat să avem părul negru. Nu se poate și o geacă neagră sau un parpalac negru sau ceva de genul. Ok? Și o sabie. Nu, astea trei nu se, nu se discută. A girl facem poate după. Astea trei, ok? So, părul negru îl facem medium, pentru că așa trebuie. Isekai protagonist guy with medium black hair, right? And a black jacket, right? O jachetă neagră. Nu știu, nu, nu cred că, dacă scriu parpalac, nu cred că-l ia. Și... lasă că poate facem și girl, nu, nu-i stres, nu-i stres, Marie. Părând. Să fie scurt? Really? Facem un short king? Eu dacă scriu aici short, poate-l face cum îi zice ăsta... cum îi zice, poate-l face un dwarf. So, hai mai bine, nu? Also... asta e deja el în lumea lui. Hai să-l facem prima dată pe omul ăsta în lumea noastră. Deci, cum arată în lumea noastră? Anime, anime protagonist, antagonist with short black, medium black hair over his eyes. Deci să aibă părul peste ochi, pentru că e un loser în lumea noastră, right? Așa, să fie, cum îi zice, slab, right? Gen, să fie weak, pentru că, of course, weak, anime, protagonist, așa, și hai să vedem care îi, cum zice, protagonistul nostru de isekai. Also, dacă a intrat acum și ți-ai luat reclamă, îmi par rău. No, nu. No. oh, God. Stai, stai, stai. De ce avem mai multe? De ce avem mai multe? Just una mână tipul ăsta are outfit-ul ridicol sau măcar asta îmi place. Da? Ceva nu bate aici. Hai să pun guy. Că poate am pus protagonist din cauza că e protagonist, l-a făcut așa buff. Dar nu merge să fie așa buff. Așa, ok. Bun, dar asta e mai mult de shonen decât altceva. Astea două zic eu că îs... Pula mea, ce-mi pus asta? Stai un pic. What the fuck faci aici? Nu, ok, nu asta. Asta, oarecum, deși aparent are trei mâini. Deci nu, ok, nu asta, care are trei mâini. Și mai ăsta, unde stă așa. But, iar e foarte mișto. Nu, hai să vedem... loser anime guy with așa, să vedem ăsta exact. Mere pe ghidon. Oh, ok, bun. Astea sunt prea mișto. De ce îl fac atât de mișto? Nu, ăsta-i omul nostru. Aici, părul lung peste ochi, se îmbracă foarte fain, like, se îmbracă italienește, dar ăsta-i protagonistul nostru. Bun. În lumea lui, în Tokyo undeva, ăsta e loserul nostru, vai de el, așa, bun. Bun, so, avem protagonistul. Restul nu funcționează cu ce vrem noi. Bun, hai să vedem dacă îi dai
Asta. Nu, lasă. E ok. Nu putem să mai folosim Lodiform. What? Ok. By Hajime Soda. Cine? Hai să vedem de unde o tras ăștia inspirație, right? De la tipul ăsta o tras inspirație, lol. Anyway, ok, avem o Akira anime, uite, Akira anime art. Deci avem protagonistul nostru, e salvată poza, e aici, nu vă faceți griji. Avem protagonistul nostru, right? Și acum să vedem cum arată ăsta. Dar înainte de aia, hai să-i dăm un nume protagonistului. Să vedem ce nume vreți să-i dăm protagonistului ăstuia, care e clar că e foarte șmecher și care o să fie foarte pizdos și așa mai departe. Cum îl numim noi pe nenea asta de pe ecran? Right? Hai să vedem niște nume. Nume protagonist. Marcel, ok, Marcel, merge, poate de-aia e bullied la școală, de-aia e așa un loser, că-l cheamă Marcel. So, o idee bună, ai un început bine, Marie. îmi place, așa trebuie să fii stăți. Bun, eu zic să îi dăm numele de... Ichi, right? Că trebuie să fie Ichi, că e primul, e cel mai tare. Și, hai, mai dați nume, mă, mai ăsta, v-am zis eu că trebuie participare la episodul ăsta și dacă nu participați și trag eu numai de unul singur, e grav. Deci mai dați nume, mă, unde sunteți, mă, ăștia în chat, ha? Mai vreți ăsta? Nu, ce Mario? Avem deja un Mario care merge într-un isekai, tot am avut filmul Super Mario, e basic un fucking isekai. Nu, altul, ceva mai interesant decât Mario, right? Nu, Mario nu-i de loser, lasă-mă cu ăsta, nu-i Mario, nu-i loser, că nu-i loser. un nume adevărat acolo de ăsta. Nu, așa, Silvio, bun, Silvio, că tot e îmbrăcat, cum îi zice, ca un italian. Silvio Kenta. Ca să aibă firul ăla japonez, right? Bun, aveți 30 de secunde să votați care vreți să fie numele dintre cele 3, right? Marcel, Ichi sau Silvio Kenta. Alea sunt cele 3 nume pentru protagonistul pe care îl vedeți acolo pe ecran. Și hai să vedem care dintre cele 3 le alegeți cu punctele voastre, right? Pentru că așa funcționează. Hai că e un început bun, sunt curios, cum îi zice, de cum ajungem la următorul pas, cum îi isekai omul, right? Ați aruncat deja câteva idei acolo, sau hai să vedem ce ați votat voi aici. Cu 58% față de 42% al lui Silvio Kenta câștigă Marcel! Felicitări! Deci, îl avem pe protagonistul nostru ales de voi, numit Marcel. Felicitări celor care l-ați ales pe Marcel în loc de Silvio Kenta. Proud Marcel Stan! Bun, deci protagonistul e cu numele de Marcel. Hai să pun asta poate și pe ecran ca să vedeți și voi la ce lucrăm, right? Dacă vă uitați cumva pe YouTube sau dacă intrați mai târziu, cum a intrat acum para, să vedeți cum îi zice ăsta. Deci, protagonist cu nume Marcel. Stai așa, da, tu l-ai dat mie. E greu că facem asta în ăsta, also-i uriaș. De ce e așa uriaș ăsta?
tu l-ai, doamne, select fonts, tu l-ai, doamne, bun, nu, e prea mic, 7, hai să-i dăm ceva mai mare, nu-i destul, mai mare, 36, așa, protagonist nume Marcel, vedeți acum acolo un colț, ce e ăsta, bun. ai poate 4, așa, numele lui îi Marcel, bun, îi născut în Tokyo, pentru că of course că îi, și întrebarea de e de cum e isekai'd, right? Pentru că aia este întrebarea. Cum îi isekai omul nostru Marcel, right? Și o să trecem acolo după aia răspunsul vostru. Bun? Bun. Repedia. nu, lasă, Repedia n-are așa background-uri frumoase. Bun. plus, again, e un isekai, deci e pentru oamenii din Japonia, să nu uităm asta. So, hai să vedem cum îi isekai omul nostru. Am o idee. Ce ziceți de felul în care îi isekai omul nostru să plimbă, să oprește la trecerea de pietoni, vine tracun, trece pe lângă el, dar în spatele lui este de fapt o parcare de aia cu 10 etaje și cineva lovește un trac și pică tracun pe el de la etajul 10. Cum sună asta? Hai să vedem cum sună asta. Deci, aia cu căruțul și pică o tipă pe prăbușire cu avionul. Tracul e împarcat în ăsta. Ok, hai că îmi plac alea trei. Deci, cum e isekai? Cum? Da. Să văd dacă mă lasă. Că poate din cauza la cuvântul cum nu mai lasă să vă întreb asta. Bun. În pică cu avion. Nu, se prăbușește cu avionul în Repedia. Tu l-ai, doamne. Prea multe cuvinte. Prăbușește avionul. Deci numai atâta pot scriu. Prăbușește avionul Repedia. Dar înțelegeți voi. Pică trac cun pe el. Și ce ați mai zis? Pică o tipă pe el și ultimul, ca să fie 4, un cărucior e bebeluș. Ca să ăsta. Aveți 30 de secunde să votați cum e isekai protagonistul nostru dintre cele 4 moduri de a fi isekai alese de noi și... Să vedem cum moare omul meu, cum ajunge el în aialaltă lume. Ce prostii scrie pe acolo. E prea complicat un pic, pară. E un pic prea complicat, dar îmi place. Bun, hai să vedem ce ați votat voi în alea 30 de secunde de cum moare, cum îi isekai omul nostru. O câștigat, călcat de un cărucior de bebeluș. Aia e. Mi-a plăcut mult ideea cu prăbușește avionul Repedia, but aparent nu l-ați ales nici ăla, nici cu pică o tipă pe el. Aia e. Ceva o băgat o draie de puncte în alegerea lui. Da, ai reușit să pui punctele. Deci, tipul nostru îi isekai prin faptul că îi călcat de un cărucior, e bebeluș. Bun. Așa. So, dacă așa moare,
Întrebarea îi cu cine îi isekai? Îi isekai cu cineva? Că, de exemplu, Rafi avea ideea de a face isekai cu o altă tipă, cu iubirea lui, despre care o să vorbim mai imediat. Și o să facem și pe iubirea lui, right? nu putem să punem un bebeluș în ăsta, că e un isekai până la urmă, nu merge așa. Like, facem că bebelușul de fapt e Dumnezeu care l-a omorât intenționat. Bun. So, atunci nu-i isekai cu nimeni, îi isekai de unul singur, right? So, hai să vedem cum arată noul nostru protagonist în noua lume isekai, right? Așa. With black hair, first over his eyes, că ăsta îi, cum îi zice, deja în altă lume. Deci punem hot anime guy with black hair in a fantasy world. Hai să vedem cum ar arăta pe același stil, chica, right? I know, mi-am dat seama ce vrei să faci, Rafi, și sună foarte tare. Da, ok, hai să scoatem hot, că poate înțelege prostii numai. Anime guy with, așa, in a fantasy world. Of course că e cu tipe, that's not fantasy world. That, ăla e just Evangelion, what the fuck? Nu-mi place niciunul ăsta. Hair in a black jacket in a fantasy hai să nu punem de două ori world. Hai să scoatem Akira style și Akira art pentru că eu nu cred că e relevant, right? And this tipe, ok, e un tip. Ok, bun, l-am găsit pe protagonistul nostru. Deci, în lumea lui arăta așa, în lumea isekai arată așa. Bun, we did it, guys, we did it. Hai, să scriu medieval. Da, medieval fantasy. Hai să vedem dacă chiar funcționează asta. Medieval fantasy. Niciunul dintre astea nu-i medievale. What the fuck se întâmplă aici cu mâna? Jesus Christ, tu l-ai, Doamne. Ce face ăla cu mâna acolo? Păi vedeți, what the fuck is that bullshit? Anyway, in a medieval fantasy. Hai să vedem dacă scot world de acolo. Pentru că, na. He's just a haircut. Again, nu vrea să ia the medieval. Hai să vedem dacă pun quotes ca să ia chestia aia în primul rând. Nope, e cyberpunk-ish și prostie genul. Ok, whatever. I mean, sunt mișto astea, dați deja. Deci, așa arăta protagonistul, așa arată acum, right? Hai să vedem. Yeah, exact, e just un haircut practic și din cauza că are haircut-ul ăla, just arată mai bine și are pantaloni negri în loc de pantaloni de școală. E perfect. Pentru un isekai, ăsta e mai mult decât perfect, zic eu, right? Bun. So, hai să-l vedem pe protagonistul nostru cu ce puteri poate să aibă, right? Pentru că trebuie să-i dăm niște puteri și niște arme la om. nu fac light. Asta e pentru noi comunitatea Shonen Ro. So,
ce arme și ce puteri trebuie să aibă omul nostru. Eu zic să mergem cu alea basic, right? Foc, trăznet, gen lightning, right? și chestie genul, elementale, right? Sau negre, sau, you know, dark fantasy, like cum e ăsta din Eminence in the Shadow type stuff. Normal că are o sabie, o să discutăm și ce fel de sabie o să aibă. So, hai să-i dăm ăsta. Ce puteri are? Trăznet. Lightning, right? Ăla e primul. 2. Puteri de foc, pentru că, of course. 3. Just magie în general. Știi, e basic, e putere, poate să le facă pe tăche. Exact, e tot puternic. dar hai să punem magie neagră, magie neagră, ca să fie, you know, edgy. Nu, X-ray vision aia intră în magie, right? Poți să-și dea ceva de asta magie și nu asta. Nu, trebuie să aibă ceva magie, nu se poate să nu aibă ceva magie, trebuie să aibă ceva magie. Sau, bineînțeles, ce, aer și apă și ăsta, pământ, mie nu mi se par foarte interesante. So, hai să rămânem la astea, I guess. Bun. Și puteți alege acum ce îi... puteți da la predicție dintre cele patru. Bun. Până atunci eu mă uit aici să văd dacă să schimb fontul. Pentru că îmi place... poate să fie alt font, știi? Bun. E fine fontul, dar nu merge cu ce avem noi aici. Ca să fie mai profesionist, right? Asta, ce facem noi aici, Cringe Sans, da, bun, hai că aia mere și să îl tragem aici și să vedem, putem să-i dau, nu underline, pot să aleg culoare, bun, să fie pe ce. Poate să fie pe negru, nu, e pe negru, dar să mai vede dacă e pe negru așa. Whatever. So, bun. Pot să transform textul. Bun. Voi ați ales aparent ceva. So, hai să vedem ce ați ales voi acolo pentru protagonistul nostru numit Marcel, care e născut în Tokyo, care e isekai de un cărucior cu bebeluș, într-o altă lume fantasy, right? Magie neagră, super, toată lumea a votat magie neagră, numai magie neagră. Ok, deci puterea lui e Black Magic, right? Deci are, hai să vedem, unde-i, Black Magic Fantasy World. Să vedem dacă face ceva aici. Nope. I mean, nu, nimic, efectiv nimica. Că toate, yeah, toate, deci toate adaugă căcatul ăsta de Akira style, din cauza că îi vintage. Just, hai să vedem, Akira, dacă le scot alea de aici, Akira style, și să mai dăm o dată. There we go. Uite, am găsit și un post. Dar vezi, inspirat de Neon Genesis Evangelion de data asta. Bun. Poate să fie anti-erou, încă nu am decis asta, care e faza cu el, right? So, hai să adăugăm aia acolo. Putere, magie neagră. Bun, deci și edgy omul. Bun, hai că ăsta merge mult mai bine acum că am scos Akira și Akira style. So,
Bun. Black Magic. Hai să vedem cum îi zice. Anime protagonist fantasy world. Și să vedem ce ne dă aici. Tu l-ai, Doamne, ce buff e omul acolo. Also, ăsta iar zici că e inspirat de Vivi și chestii de astea. Și restul just, I don't know, astea par foarte ciudate. Anyway, nu, aparent nu ne dă ăsta. Hai să vedem dacă merge Black Magic. Să vedem dacă dă ceva ca puteri. Că îs curios dacă ne arată ceva sau nu. Exact, Black Magic Capam. Foarte interesant că iară ne dă Fate, ne dă I guess Evangelion și Gurren Lagann și stuff like that, which is straniu. So yeah, nu vrea să ne arate puterile aia, putem să ne imaginăm noi cum is folosite, right? Hai să vedem dacă scot ăsta. Dacă da, probabil alea atât le adaugă și e așa, right? Right. Da, uite. Uite că le-o adăugat. Hai să văd dacă pot să iau, de exemplu, toată chestia asta de aici, așa, și să o pun aici mai departe, just, pup, și să-i dăm încă o dată generate, că dacă lor aparent îi, what the fuck is this, ce face aici, Jesus Christ, woman, dă-te jos, nu așa să conduce o bicicletă. Asta e un pic mai aproape, I guess, de ce ar trebui să fie, I guess, numai deja avem protagonistul nostru, so, anyway, da, nu vrea, de Black Magic nu știu ce ăsta, exact, le place pe Ghidon. Bun, putere, magie neagră, hai să vedem sabie, ce sabie avem? Ce sabie avem? Bun, mică, adică dagger, chestii de aia, medie, mare sau uriașă. Aveți 30 de secunde să votați din momentul ăsta. Pup! Nu, că îi dăm la sabie puteri după. Da, că îi dăm puteri. Să vedem, ne luăm după Berserk, ne luăm după ăsta, las două sub, nici nu m-am gândit. Pai, trebuie să-l refacem atunci, trebuie să-l refacem. Da, că nu, da, delete and return points, nu, are dreptate Maria, trebuie să facem două săbii. Ce sabie are? Încă o dată, stau, mică, medie, mare, scris Marie, uriașă sau două săbii, gen dual wielding, și puteți vota acum. Exact, corect, vedeți cum să vedeți, de aia trebuie să facem episodul ăsta împreună, like, de asta trebuie făcut episodul ăsta împreună, mai multe minți la un loc gândesc mai bine. Of course, normal, trebuie să ai o sabie cu puteri magice și una care să aibă, you know, ceva buff și damage de astea. Like, Hai să vedem, că ați văzut, ăsta e aiul, nu ne dă ce ne dorim. Eu aș vrea niște black magic power, dar nu ne dă de ce vrem. So, yeah, luăm ce putem, I guess. Bun, deci era între mică, aparent și două săbii, mergem cu două săbii, că aia au luat 68% dintre voturi. Și hai să trecem și aici, să știe lumea. Armă, două săbii. Bun, așa. Avem două săbii, hai să vedem ce ne dă AI-ul când zic, pardon, în felul următor. Black jacket with two magical swords, că trebuie să fie magical. Ce, hai să-i dăm aici să vedem ce ne dă. Nu, we're not making Kirito, we're making
Even, oh, uite, l-am găsit pe protagonistul nostru. E același? E almost același. Ăsta, I guess. What the fuck is this? Ce-i stilul ăsta din stânga? Ce pula ca lui? Nu, refă-l ăsta, nu-mi place. Ăsta e bun, dar de ce are o sabie numai? What the fuck happened here? Asta să-l refaci, de ce are 3 sabii și 3 mâini? Pula mea, Goro? Ăsta nu-i bine că e ansamblu, ăsta nu-i... Așa. Cine e? De ce e doi tipi acolo? What the fuck? Iară, iară, fără ansamblu. Long. Hai să vedem dacă scriu alone. Că na, una dintre astea poate îi, cum îi zice, într-adevăr, ăsta poate să fie posterul nostru, right? E close enough ca și stil. Și ăsta e protagonistul nostru cu două săbii, I guess. Una pe spate, una pe ăsta. Dar hai să văd dacă îi dau alone, dacă ne dă ăsta. Că am zis alone, just nu, astea nu sunt alone. Cine-i? Ah, putui. Anyway, bun, ăștia vor numai să ne dea ăsta. Cu alți oameni. So, ăsta a fost protagonistul lumea lui, ăsta e protagonistul nostru când ajunge în lumea Isekai, ăsta e protagonistul nostru când are două săbii. Și ăsta e protagonistul nostru cu alte caractere, I guess. Ăsta e posterul pentru anime-ul nostru, right? Așa o să-l ținem ăsta ca posterul pentru anime-ul nostru. Bun, așa, deci aici suntem. Ăsta e, cum îi zice, protagonistul nostru în momentul de față, right? Aici am ajuns noi să fim. So, întrebarea e dacă le dăm puteri la săbile astea, da sau nu. Repede, le dăm puteri la săbile astea, da sau nu, atât trebuie, aia e tot ce contează, că dacă le dăm, o să fie foarte interesant, dacă nu le dăm, iar e ok, nu trebuie neapărat, săbii, are el puteri, right? Are protagonistul nostru magie neagră, puterea prieteniei, ce se transformă în dildouri și ajută pe alții sau cum? Nu, just, ce puteri diferi, fiți specifici, mă, fiți Oceanul Pacific, nu ziceți de astea, anyway, avem două săbii. Dacă nu, ăsta merge mai departe, nu-i problemă, pentru că, again, omul meu are el puteri și poate el să controleze chestiile astea, ei nu trebuie neapărat să le dăm puteri. Bun! So, hai să vedem iubirea protagonistului nostru, right? Trebuie să aibă o iubire în anime-ul ăsta. So, întrebarea e iubirea cine să fie? E clar că nu-i prietena din copilărie. Prietena din copilărie e prietena din copilărie, right? So, da, Isekai, de atât avem prietena din copilărie, right? Că se renaște într-o altă lume. Aia e faza. Bun. That's dumb. Deci, iubirea. Hai să vorbim despre o iubită. E blondă, e roșcată, e brunetă. Ce îi? Hai să alegem voi acum. Ce culoare are la păr iubita? Blondă, roșcată, brunetă, șatenă sau albă / albastru? Pentru că așa funcționează, right? Și aveți un minut, că poate 30 de secunde, e prea puțin, să vă decideți din momentul ăsta, right? Bun. Vedem, ne descurcăm cu chestiile alea când ajung, dar momentan să vedem ce alegeți voi aici, right? Ce, o albă sau albastru, o luat primul loc, hai să vedem ce mergeți, nu vă interesează alb? Vreau Marcel Can... Nu, asta e iubita, nu el. El deja are părul negru. Ia, iubita lui. E vorba despre iubita lui. Blondă. Între blondă și albă. Blondă și albă. Blondă și albă și albastru. Blondă și albă și albastru. Și... Come on, really?
nimeni roșcată, brunetă sau șatenă? Marcela Canechi. Roșcată o sări la 99%. What the fuck? Oh my god. O roșcată la 69% a urcat la alb-albastru. Ce se întâmplă, roșcată? A ieșit cu clutch la 69%. Foarte frumos. Roșcată. O, felicitări, felicitări, roșcată. It is. So, cui pasă de păr, mă? Vedem, poate și așa ne dă ăsta. So, iubita lui îi o roșcată. So, hai să vedem ce fel de roșcată îi. Pentru că contează mărimea. Îi flat, îi medium sau îi mare. La inima ei mă refer. So, hai să vedem ce mărime are, pentru că e vorba despre iubita lui. Îi loli, îi vampiriță de 500 de ani, îi tipă flat, îi tipă cu țâțe mari, îi tipă, cum îi zice, uriașă, îi tipă, ce fel de tipă îi tipa noastră cu păr roșcat, care e iubita protagonistului, right? Aia e întrebarea mea. So, hai să vedem. Punem small, right? Pentru că trebuie să avem small. Avem medium, right? Normal, basically. The average, media. Avem mare ca proporții. Și avem uriașă, că de ce nu? We have kings here, nu-i stres, we're not ăsta. Deci vorba de cum îi zice, ce fel de tipă îi, cum arată și unde intră în ăsta, right? Poate e o vampiriță mică de 500 de ani, poate e o vampiriță uriașă cum e Lady Dumitrescu din cum îi zice, Resident Evil 8. Poate îi una mai mare cum îi Mami Misato, poate una mai mică cum îi roșcata aia din Evanghelie. Știți voi la ce mă, right? So, aveți idei. Ideea e că trebuie să fie roșcata aia, să vedem ce alegeți voi aici. nu chiar. Și again, nu-i vorba de a, cum îi zice, neapărat a obiectifica ceva, just ca să e mai ușor pentru mine să pun în AI chestiile astea și să ne dăm seama de cum arată. Bun, aparent e mare, so, hai să vedem ce înseamnă mare pentru ăsta, o tipă mare și roșcată. Bun, ăsta îl lăsăm pe mai târziu textul, că nu mai e nevoie de el. Redhead, medieval, big girl, și hai să vedem ce dă. Bun. Close, dar niciuna dintre... Oh! Ok, asta e cel mai aproape, pentru că e orașul ăla medieval în spate. Nu știu ce dracu e armura aia, but suntem într-un fantasy, so it kind of works, right? Asta e iubita principală a protagonistului nostru și arată de parcă he can crash him. Asta nu-i isekai, asta nu-i isekai, asta e prea mult. Asta nu arată anime. Asta nu e mică, asta e mică, gen mică, dar mare, da. Nu. Ăsta are motocicleta, asta e în oraș, sau nu. Ăsta nu arată bine. Ăsta maybe academie.
Dar nu, cred că rămânem cu tipa aia, deși și asta e... What the fuck is this? That's too much. Jur că ăsta e folosit pentru porn, cred că. Altfel nu... Ah, am găsit una decentă, ok. Bun, am găsit una mai... Două mai decente, ok? Că nu îți dai seama care e faza cu background-urile alea. Astea două eu zic că ar fi mai ok decât asta. Măcar arată mai anime, oarecum, right? Stai, că ajungem și la prietena din copilărie, unde o să întrebăm aceeași kind of chestie. So, între asta și asta, pe care o vreți? Roșcata cu alb sau roșcata numai negru? Eu sunt parțial la care vreți voi, ambele arată bine, deși nu știu ce stă asta într-un canal cu apă. But, you know. A doua, deci asta cu negru, basically. Că trebuie să-i dăm un nume și la asta. Dacă Marcel are nume, și asta trebuie să aibă un nume, right? Dar prima dată să ne decidem care îi dintre ele. Pentru că eu zic că așa e corect, right? Bun, cum o cheamă și hai să vedem niște nume pe care le avem pentru tipa asta, right? Pentru că trebuie să îi dăm nume, Marcela, nu, hai să-i dăm ceva mai exotic decât Eugenia și Linda. Eugenia, Genia și Linda. Alea funcționează, dar Marcela e prea apropiat de Marcel, so ar trebui să îi dăm altceva, gen Eustacia, de exemplu. Eustacia, iar sună bine, zic eu, right? Ca să nu ziceți că eu nu dau nimic aici. Bun, astea sunt cele trei nume, Eugenia, Linda și Eustacia. Hai să vedem ce alegeți voi acolo pentru iubita protagonistului nostru. Aveți 30 de secunde să votați, right? Și după aia vedem care e care. Dar trebuie să votați neapărat cu una dintre cele trei. Well, Eugenia, Linda, câștigat Linda cu 96%, tu l-ai, doamne. Deci a fost pe primul loc Eugenia, după aia Eustacia și după aia Linda. Tu l-ai, doamne, cu 25.000 de puncte, Linda câștigă. Deci, iubita îi o roșcată numită Linda. Woo! Așa. Iubita... Linda. Bun. Prietena din copilărie urmează. Hai să vedem despre prietena din copilărie. Ce-n stolă. Bine, hai că de acum încolo pun un minut ca să aveți timp să votați, ok? Dar ceva chiar a vrut Linda să fie numele. So, prietena din copilărie, hai să vedem. Facem cam la fel ca ăsta, ce culoare are la păr și de data asta scoatem roșcată din ăsta și punem mov pentru Bing, ca să nu zică Bing că de ce nu, ok? Am pus mov, so hai să vedem iubita din copilărie ce culoare are la păr și după aia cum, ce mărime are și ea. Cum arată de fapt, ca să fie mai ușor de găsit cum arată și după aia numele ei. Acolo poate să fie, poate Marcela, you know, poate e prieten din copilărie din cauza că au nume similare și așa mai departe și o să fie foarte interesant. Linda cu Marcel și Marcela și după aia merg la prietenul din cel mai bun și după aia vorbim despre care e povestea de fapt în isekai-ul ăsta, right? Cum funcționează lumea și chestii de astea. Că și aia contează. So, albastru iară pe primul loc cu mauve pe locul al doilea și restul care n-au primit nici un punct. Ceea ce e păcat, zic eu.
Nu? So, you know. E foarte păcat că nu o primit, but ai să ăsta. Dar uite că aparent s-a terminat. Ăsta cu MOV 13%, 15.000 de puncte și ceva, au băgat 100.000 de puncte în alb-albastru. So, that's something, I guess. But, alb-albastru și hai să vedem ce alegeți de data asta fără puncte. Între alb și albastru, zic eu, pentru că, de ce nu, right? hai să-i dau ăsta. Alb, albastru, right? Opțiuni, alb, așa, ce faci? No, ce, mai vreau să, ce prostii, albastru, bun. Și puteți vota cu 1-2 în chat, ca să nu ziceți că vă fur punctele la prostii. Până atunci puteți să vă gândiți și la niște nume pentru prietena noastră din copilărie cu păr alb sau albastru. Nu uitați cu 1-2 în chat acolo să votați. Nici tram. Alb sau albastru? Albastru momentan conduce cu 100%, alb revine de acolo. Ce concurs avem aici noi între alb și albastru? Ce concurs, dragilor! Bun, păi dacă nu mai votează nimeni și, come on, v-am dat jumătate de minut, cum adică? Like, cât de greu e să sta? Hopefully v-ați gândit și la niște nume pentru prietena noastră din copilărie, pentru că aia urmează să, you know, alegem. Anyway, bun, aparent am pus și ăsta pe un timer, știu că e o alegere foarte grea, but aia e. Bun, gata, s-a terminat ăla, so albastru it is, avem păr albastru, so, să vedem cât de mică sau de mare îi... prietena noastră din copilărie, da, for the sake of it, scoatem mare de acolo și lăsăm între uriaș, medium sau small, pentru că, you know, și tot așa facem și chestii, așa o să facem și pentru cel mai bun prieten, o să vedem cât de mare, mic sau uriaș îi, pentru că, you know, sunt chestii care contează, poate tipa asta o facem furry. Vedem, dacă avem destul de susținere în chat, o facem furry. Și nu o să fie, you know, e o opțiune și aia dacă vreți, dar trebuie să fiți vocal dacă vreți asta, pentru că...
zici? Hai să punem la vot, no. Între 1, 2, 3, 4, 5, 6. Care dintre ele? Care? 1, 2, 3, 4, puteți să vă folosiți punctele acum, pun 2 minute chiar, că pare că prea repede să îmi mișcă. Bun, deci, asta e 1, asta e 2, asta e 3, asta e 4. Asta e 1, 2, 3, 4. Na. Așa. Să vedem ce ați ales voi aici. Momentan pe locul 1 e 1, pe locul 2 e 2, pe locul 3 e 4 și pe locul 4 e 3. Tu l-ai, doamne. Foarte interesantă alegerea la numărul 1 dintre cele. Bădia, efectiv daună, că altfel nu ai cum să o numești. Îs 100.000 de puncte pentru locul, pentru numărul 1, pentru numărul 2 îs 15.000 de puncte și pentru locul, pentru numărul 4 îs 110 puncte. Bădia, interesant, văd că adaune cu 100 de puncte. Bun, e clar, v-ați făcut vocea, eu zic că e gata atunci și putem alege numărul 1 ca prietena din copilărie, adică tipa pe care o vedeți voi pe ecran în momentul ăsta. Ui, așa avem castul, avem protagonistul, avem iubita care e mare, avem tipa asta care de fapt e uriașă. Right? Și acum trebuie să îi dăm un nume acestei tipei. Cum o cheamă pe tipa noastră? Right? Că, of course, trebuie să aibă un nume. Deci hai să vă aud cu niște nume. Right? Pentru că altfel nu se poate. Mie îmi place cum arată. Eugenia? Eugenia? Bine, hai, mai încercăm Eugenia odată. Eu zic Aoi, că are părul albastru, deci să fie albastră și la nume, right? Care e albastru, verde, whatever, you get it. Și Cora. Bun, Cora, că de ce nu? Și aveți un minut să votați pe unul dintre astea, right? Să vedem ce alegeți voi acolo. Aoi, pe locul 2, numărul 2, e numărul 1 momentan, ca și ăsta. Mai aveți 40 de secunde să votați. Let's go, să vedem. Again, foarte, foarte curios de deciziile voastre. Eugenia, pe locul 1, Cora nu are niciun punct, ceea ce îi păcat de Cora, vai. But, îi ce îi. Bun, bun. Încă 20 de secunde să votați. Eu mă uitam aici și pe telefon. Aoi, care e numărul 2, pe locul 1, și Eugenia au băgat 21.000 de puncte și pe primul loc cu fai la 20.000 de puncte distanță de Eugenia. Ce twist la final și nimeni nu a ales-o pe săraca Cora. Eugenia, avem prietena din copilărie cu părul albastru care se numește Eugenia. Eugenia. Felicitări, Eugenia, și cine o votat-o. Bun, hai să mergem mai departe la prietenul cel mai bun. Pentru că trebuie să avem și un prieten cel mai bun, să vedem cum îl cheamă, cum arată și așa mai departe. Și după aia trecem la poveste și la căcaturi de astea, că și alea contează până la urmă. Dar uite ce cast avem! Avem protagonist, avem iubită, avem prietena din copilărie, e roșu și albastru, contrast, totul vine la un loc și se leagă. Bun!
So, avem prietenul nostru din copilărie, right? Și la el facem la fel, că noi nu discriminăm aici, la fel ca la tipe, right? Ce culoare are la păr prietenul? Bun, e blond, e roșcat, pentru că și el poate să fie roșcat, e brunet, e șaten sau e alb, fără albastru. Of course, că trebuie să fie... Nu, schimbăm unele. De exemplu, roșcat îl schimbăm în verde, pentru că deja avem ăsta. În rest, nu avem brunet, șaten, nu avem... avem albastru, nu avem alb și blond, right? So, hai să vedem, aveți și aici un minut să îl votați. Gândiți-vă, gândiți-vă și la cum îl cheamă pe om, cum îl cheamă pe nene, pentru că ăsta contează, și votați, votați pentru ce fel de culoare de păr vreți să aibă prietenul ăsta, right? Pentru că trebuie, trebuie votată și asta, zic eu. Bun, ai tot de scroll în sus telefonul, for no reason. Pe locul 1 este verde, pe locul 2 este blond, cu un punct. Și cineva a intrat și a zis, dau un punct la blond și să sperăm că câștigă. o mai pus 10 puncte, deci la 99% verde, 1% blond. 45% blond, 36% șaten și 19% verde. What's happening? Yo, șaten dintr-o dată. Cine a pus 200.000 de puncte pe șaten? Oh my god. 96%, restul a fost țărite din... Wow. Șaten. Wow. Deci avem prieteni din copilărie care îi șaten. Bun. So, avem un brown, nu, șaten, îi, da, îi negru, îi, nu, șatenul nu e negru, sau îi, stai așa, șaten, e maro, nu negru, ok, avem un tip care are brown hair, bun, nu black hair, ca și ăsta, protagonist, bun, ce mărime are tipul? E small, mediu, mare sau uriaș, la fel trebuie să votați, să vă dați, you know, să-i dăm o descriere, să fie mai ușor de pus acolo ca AI-ul să ne dea ce ne dorim noi, right? Că poate să fie un short king, right? Hai să vedem dacă avem un short king aici în episodul ăsta, în isekai-ul ăsta, right? Toată lumea trebuie să aibă un, cum îi zice, un short king. Goku are un short king ca și prieten, deci de ce nu? Momentan Small este pe primul loc, so, you know, dar am văzut întotdeauna că pe ultima 100 de metri se schimbă tătie. Deci deja vai Small pe primul loc, când ce știe, poate până la final îi un uriaș. Și ăsta, la fel ca prietena din copilărie și dragostea care și așa e mare. E băiat, so, poate nici nu vă pasă. Da, nici nu vă pasă, aparent. Că de ce vă pasă de băieți? De ce v-ar pasă de băieți? Nu există cel mai bun prieten în viață, așa e? Trist. Bun, so, avem un... Small, brown hair, happy guy. Pentru că întotdeauna prietenul cel mai bun trebuie să fie happy, right? După aia îi dăm și un nume. In a fantasy world. Nii, ăsta e gay. Woo! Și ăsta are o fetiță mică pe cap. Bun. Nu. Ăsta in... Ok, avem cel mai bun prieten și îi o alegere foarte ușoară. Woo! Right? E ăsta sau ăsta, zic eu.
Right, astea două zic eu. Că ar mai fi și ăsta, dar ăsta are trei mâini, sau mai bine nu. Bun, ne-am găsit prietenul între ăsta și ăsta. Eu zic că ăsta mare că are mai multe elemente de fantasy, măcar cu chestiile alea pe umăr, decât ăsta. Hai să rămânem la ăsta. Bun, deci avem protagonist, iubita, prietenul din copilărie și cel mai bun prieten, care e un small king. Exact, ăsta de pe stâncă. Bun, avem cast-ul. So, hai să vedem care e povestea în acest anime. Bun, am uitat de nume. Cum îl cheamă prima dată pe cel mai bun prieten? Cum îl cheamă? Also, nu pot să-l prind să... Klein. Ah, că e mic. Normal că-l cheamă Klein. Ah, ce adorabil. Ești un geniu. Marie, ești un geniu. Oh, îmi place, Klein. Nu. Bing, hai cu o idee. Pe bune, nu cu glume de astea. Morishishiki. Sure, Morishishiki. Moroshishiki. Și-ala e un nume, so, you know. Și, hai, încă un nume. Un nume proper, Bing, nu ce e scris tu acolo. Fără să-l prin sărturi. Eu nu am voie să fiu acolo. Ion. Bun. John. Super. Merge și John. Și aveți un minut să alegeți între Klein, Moroshikiki, și John. Pentru că de ce nu? John e unul din caracterele mele favorite în unul din animeurile mele favorite, The Vampire Diaries in No Time. Also, dacă vedeți ads, îmi pare rău. Yes. Bun. Da, hai să vedem ce alegeți voi aici. Klein, Morishishiki, pe locul 2, John, Klein și John sunt la egalitate de voturi, nu-mi vine să cred. Ce twist! John pe locul 1, Klein pe Morishishiki pe locul 2, nu se poate! Nu se poate! Klein pe primul loc cu 100.000 de puncte! Ce se întâmplă aici? Ce twist! Ba John pe primul loc, ba Morishishiki, ba Klein, ba John. Oh, și Klein îi pe primul loc! Klein pe primul loc! Felicitări lui Klein! Hai să-i adăugăm și lui numele aici ca să știm. Klein! Bun, am ajuns acum la cele mai importante chestii, right? Despre ce-i povestea, pentru că trebuie să știm și despre ce-i povestea, right? Ce fac ăștia, I didn't make sau încă, despre ce-i povestea, right? Deci, ce ne interesează aici, îi... Cum se numește, de exemplu, lumea, unde e protagonistul când întâlnește prietenii, right? Iubita și cel mai bun prieten și așa mai departe, și unde merg și care e misiunea lor și cu ce se ocupă caracterele, de fapt, știi, cât cresc, că după aia dau de o misiune unde ele merg undeva și fac ceva, right? So, povestea până acum e în felul următor. Marcel a fost lovit de un cărucior, moare, e renăscut într-o altă lume și îi undeva. So, întrebarea îi în felul următor. Of course că e într-o, perioadă de asta medievală. So, întrebarea îi... Îl punem în capitală, într-un oraș la mare, într-un sătuc mic sau într-un oraș undeva la munți. Right? Asta e primul lucru unde îl punem pe Marcel în povestea asta. Deci, hai să vă dau să decideți unde e Marcel când se renaște. Right?
trebuie să decidem dacă familia lui de țărani, de duce, de rege, el e prinț, ce îi, și să ne dăm seama care îi faza cu el. So, Marcel, aici, right? S-a născut unde? S-a născut unde? E foarte important unde s-a născut Marcel. Întrebarea 1 îi, oraș, stat mic, right? Oraș la munte, gen un orășel, o comună, right? Nu e neapărat un oraș mare, e un oraș mic, mic la munte, right? Că de ce nu? Oraș mare la mare, pe costă, right? Sau ocean, ocean, sau în capitala ăsta, pentru că aia ne zice ce, cum o să îi construim caracterul și familia și așa mai departe, right? Pentru că depinde, dacă e născut de la capitală, poate să fie prinț, dacă e născut într-un sat mic, e un nimeni, sau cel mai bun, un, nu duce, cum îi zice, un ăsta aristocrat, dar de ăsta foarte mic, care are o draie de pământuri la Diapula, la munte sau undeva și le muncește, right? Dacă e la un oraș la munte, poate lucrează taică-sa în mină și el îi, cum îi zice, părinții lui poate ori săraci, ori afluenți, pentru că au mina. Dacă e la un oraș mare, la mare sau la ocean, poate îs pirați, poate îs aventurieri, poate îs, cum îi zice, merchants care stau și pescuiesc, poate fac, cum îi zice, trading și merg și vizitează alte țări, dacă e în capital, like, înțelegeți? Aia e important, de aia e important să alegem acum chestia asta, că cine știe, right? Cine știe ce urmează să fie în anime-ul ăsta, în isekai-ul acesta, right? So, unde s-a născut? Hai să votați. Eu zic că e foarte interesant aici, pentru că sunt multe opțiuni unde putem face multe chestii împreună, dacă știți ce vreți, right? Zic eu, pentru că așa zic eu. Bun. So, momentan, iar o da scroll, telefonul nu are. Pe primul loc e la sat mic. Dar aia nu s-a nimic, că am văzut data trecută ceva au dat 200.000 de puncte și o ales ei ce-o vrut. Ce ziceam? 100.000 de puncte la oraș mare la ocean. Să vedem dacă sunteți de acord cu asta sau nu. Dar momentan pe primul loc e aia, pe locul 2 e sat mic cu 8.000 de puncte, 8.200 sau... So. Bun, da, ai, mergem la oraș mare, la mare sau ocean, deci suntem pe coastă, right, suntem pe coastă, hai să vedem dacă putem face asta, in a medieval fantasy world, cum îi zice? City by the sea. Hai să vedem dacă ne face ceva orașul ăsta. Constanța, right? Dice no characters. Am zis no characters, ai putui. Anyway, yeah, uite. Ăsta e orașul nostru, right? E un oraș mare literalmente. Bun. Avem oarecum orașul nostru sau lighthouse-ul din orașul nostru, care e și o furtăreață, e oraș uriaș la propriu. Bun, să zicem, kind of fucking works, right? So, aici în oraș mare la mare, omul nostru este renăscut în oraș mare la mare
Ocean. Bun. So, întrebarea e în felul următor, right? Dacă s-a născut aici, în orașul ăsta, Turn, right? S-a făcut unul nou. Ia, ăsta doi atunci. Da, ăsta e mult mai fantasy, dar și ăsta funcționează, kinda. Bun, bun. N-am văzut că s-a terminat ăla de regenerat, să zic așa. Bun. So, omul nostru s-a renăscut, lol, that's wild. S-a renăscut în lumea unde e în orașul ăsta, right? Care e un oraș mare pentru o lume medievală, right? Și ce-i el aici? 5 e One Piece? Care 5? Ăsta e One Piece? I mean, kinda. Ce face omul nostru aici e foarte important, right? Pentru că așa de păstă prieten. E într-un oraș mare, deci, la mare, deci ce fac părinții lui? Că aia e chestia, ce fac părinții lui? Ce fac părinții lui? So, îs 1, pirat, 2, îs, cum îi zice, merchant, îs, vai, stai că trebuie să dau Google Translate, că mintea proastă cu multe limbi. Merchant, comerciant, pescari, comercianți, right, pentru că ăsta, sau îs, cum îi zice, lucrează la stat, îs, cum îi zice, e primar și, sau lord sau ceva genul, primar, lord, whatever, înțelegeți voi. Așa, negustor era mai bine, corect, decât comercianții, negustor. Right? Deci primar, lord, duce a ținutului. Deci, right? Sau efectiv, it's just chelea pulii. Ceva mai simplu. I guess. Bun, hai să vă dau să votați, să vedem ce face familia lui Marcel în lumea asta în care s-a renăscut, în această nouă Constanța, right? Aveți acolo, puteți vota. Pirați, interesant, pirați. Pentru că dacă sunt pirați, you know, poate deja sunt outlaws și au probleme și pune pe un different path, right? Că poate să fie adversar cu prietenii lui primate și așa mai departe. Mai aveți jumătate de minut să votați. Iar foarte interesantă ideea. Îmi place să văd ce ați votat voi aici, să zic așa, right? Bun. Ce ați mai votat? Nu. E interesant să facem chestia asta. Pirați cu 100.000 de puncte. Ok, well, aparent omul nostru are părinți care îs pirați. Super. Sau părinții lui îs pirați. Ce înseamnă asta? Well, poate a fost adoptat, poate a fost făcut de părinții lui la mare și așa mai departe. Deci omul nostru a văzut lumea, are părinți infractori, basically, pentru că are părinții lui infractori, pentru că, you know, so it's fine, e ce e. So, ce înseamnă asta? Că ăsta e orașul lui, poate e un oraș condus de pirați. Vreți să decidem dacă e un, cum îi zice, un oraș condus de pirați sau nu? Hai să decidem aia. Pentru că, you know, poate orașul ăsta e un oraș anarhist, right? So, you know, hai să vedem. Și cum e oraș, de cine e condus orașul? Primar, lor, duce, rege, gen feudal,
sau pirați, right? E un loc al anarhiei unde se adună pirații și discută pirații, un trading port pentru pirați, right? Exact. E un loc rău famat, locul ăsta, right? So, hai să vedem. Ori de pirați lor duce feudal, ori îi ori pirați, cum ziceam, care e mai anarhiști. So, hai să vedem ce ziceți voi, pentru că iar asta depie foarte mult. Pentru că dacă sunt de pirați, atunci toată lumea are cum să înțelege și nu e posibil să nu aibă o relație confruntală primată cu iubita, cu prietena din copilărie. Adică cu iubita încă poți să aibă, dar cu prietena din copilărie, cu cel mai bun prieten și așa mai departe, right? Chestiile astea contează când facem povestea asta. Momentan, pirat lor duce rege, clasicul pe feudal îi numărul 1. So, hai să vedem ce alegeți. Pentru că dacă nu e asta, înseamnă că poate e aia altă variantă unde, you know, funcționează altfel, zic eu. Bun, aparent, yeah, e gata, câștigă pirații. Woo, pirații, yay, pirații. Bun, so, e un oraș unde au fost captat de pirați, pirații locuiesc aici, right? Ăsta e un oraș al piraților. So, cu prietena din copilărie și ea are părinți pirați, o lucra poate în același crew, sunt vecini, așa mai departe, așa mai departe. Right? Cel mai bun prieten al lui iar la fel. Pirați, whatever, whatever. Bun. So, avem un isekai unic, pentru că e unic, right? Deși avem, cum îi zice, protagonist care arată așa și iubită care arată așa și prieten din copilărie care e cu părul albastru și cum îi zice, prieten cel mai bun care e așa, like, you know, e un fantasy, dar inspirat. So, e un orășel mare condus de pirați medieval. Omul nostru are două săbii, right? Unde e omul nostru cu două săbii? Right? Așa arată el când are cele două săbii, săbii cu puteri din cauza că părinții lui pirați, cea mai mare comoară a părinților lui, right? Și părinții lui au fost omorâți, so el se duce acum să își ia revanșa, pentru că, you know, de ce nu, dar o face fără ajutorul altor pirați și numai cu ajutorul prietenei din copilărie, care îl iubește, bineînțeles, și a celui mai bun prieten, right? Și undeva pe drum o întâlnește pe tipa asta care o să-i devină iubită și care îi țundere, că bineînțeles că îi țundere la început și îl bate și se enervează și le enervează și așa whatever, înțelegeți? Și, na, bun, nu este primar în orașul, cum îi zice, piraților, este numai un consiliu. Bun, yeah, so, cam asta e povestea până acum. Ce mai trebuie să facem e cu unde merg, right? Like, trebuie să îl găsească pe cel mai mare antagonist, right? Ăla care i-a omorât părinții, care în același timp coincidență îi ăla după care îi și iubita lui sau viitoarea lui iubită, pentru că ea e de partea marinilor, polițiștilor și așa mai departe, care și ea îl caută pe ăla, right? Ea îl caută pe ăla pentru că ea she's a good guy și de aia nu-l suportă la început pe protagonistul nostru, pentru că protagonistul nostru vine din orașul de pirat și îi vede ca un pirat și pe el din cauza că, you know, umblă cu alți oameni care sunt pirați. Deși el în teorie nu-i pirat, el are numai un țel, să-l omoare pe antagonist. So,
Hai să vedem antagonistul nostru, pentru că orice poveste bună are nevoie de un antagonist. Și după aceea să-i dăm un titlu acestui anime, right? Vedeți ce tare e ăsta. Ziceți din n-ați vrea să-l vedeți animeul ăsta. Ziceți că nu vreți să vedeți animeul ăsta, că nu vă cred. Bun. Nu-s de pirați. Bun. Hai să vedem antagonistul nostru. Cum arată, cum îi antagonistul și care îi faza cu el. Right? Să vă gândiți la nume și așa mai departe. Ce culoare are părul antagonistului? So, din cauza că e antagonist și că ăsta nu-i șaten, nu-i brunet, deci blond, verde, alb sau ce mai? Ce culoare să mai punem? Că trebuie să fie oarecum inversul sau cu totul diferit față de protagonistul nostru, right? So, dacă protagonistul nostru are păr negru, cum, ce culoare trebuie să aibă antagonistul la păr? Roz, nu știu dacă ar funcționa neapărat roz, dar sure, hai să-l punem și la roz acolo ca opțiune. Sau hai să vedem ce culoare la păr are antagonistul nostru, right? Ce o să mă uit aici la ce votați voi fain frumos. Eu zic că e interesantă ideea. Mie îmi place tare mult ce am făcut aici. Nu știu dacă vă place tare mult isekai-ul ăsta pe care l-am făcut noi aici, dar mie îmi place tare mult ca idee. Deci a fost blond pe primul loc, roz după aia a fost pe primul loc, alb e acum pe primul loc, nu a revenit roz, roz pe primul loc, alb pe locul 2, pe locul 3, blond pe primul loc, iar alb cu 20 de puncte și alb ia locul 1 cu 1000 de puncte, roz doar 2%, blond nici măcar nu mai contează cu 0% momentan, dar mai sunt câteva secunde unde voi puteți vota și schimba asta. Știu că nu vedeți pe ecran, dar eu văd aici pe Twitch chestia asta și nu v-aș arăta Twitch-ul pentru că arată o draie de alte prostii, din păcate, în afară de ăsta, și nu vreau să vă arăt restul de lucruri care sunt acolo pe ecran, că na, nu e ok. Bun, aparent câștigă alb, pentru că s-a terminat. Bun, deci avem un antagonist cu părul alb. Hai să vedem cât de mare sau de mic îi antagonistul nostru, right? Pentru că poate să fie pitic ca Frieza, poate să fie mare, like să ne decidem lucrurile astea. Puteți vota deja și să ne arătați cum arată antagonistul nostru. Dar eu pot să pun deja aici white haired bad guy in a fantasy medieval world. Și acum urmează numai să mai punem mărimea lui. Mărimea lui e uriașă aparent, cu small pe locul 2 și cu restul nevotate. Mai aveți câteva secunde, 10-20 de secunde, ceva e genul, să votați. Pe când mă auziți, poate e mai puțin de atâta. Da, 10 secunde, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1 și ceva, au dat 20.000 puncte pentru Uriaș și Uriaș o câștigat. Felicitări! Deci avem un gigant din nou. Giant white-haired bad guy in a fantasy medieval world. But asta nu e tot, pentru că trebuie să ne gândim ce arme are. Ce arme are, right? Pentru că trebuie să aibă și el ceva arme cu ce să bată. So, săcure, axe, right? Ciocan, uriaș, right? Nu merg cu ciocanele mici. După aia dăm nume. După aia mergem la nume, ok? Ciocan.
Îi dăm și la asta sabie, că și aia e opțiune, nu? Oh my god, yeah, sure, Evantai, îmi place ideea aia de Evantai. Sau lanțuri, right? Pentru că protagonistul nostru vrea să își ia ăsta, el are niște lanțuri cu cuțâte, lanțuri cu cuțâte la capete. Bun. Exact, e un rege corupt. Vezi, Mărie, genial, ești geniu, ești geniu, Mărie. Bun, hai să vedem ce alegeți voi de alea ninja lungă. De alea ninja lungă. Bun, momentan pe locul întâi îi Evantai. Nu, e lanțuri cu cuțite. Evantai e pe locul 2. Ce rapide s-a schimbat ăsta. Lanțuri cu cuțite, Lunchag. Dar ar fi fost și aia un spear, dar nu. Mai interesant e Evantaiul din punctul meu de vedere. Sau o lancie, pardon, o lancie. Îi dăm asta și după aia îi dăm un nume antagonistului și nu, vreți să-i dăm și puteri. Hai, dăm și puteri dacă tot intrăm aproape în două ore. Îi dăm și puteri și după aia îi dăm, cum îi zice, un nume isekai-ului și un mers mult prea, mă așteptam 40 minute să fim gata cu prima, cu primul, ca să mai putem face unul. Mai ales că pare că ați fost activi aici. So, lanțuri cu cuțite la capăt. Bun. Așa are nostru uit. With chains, knives at the end. Așa. Și hai să îi dăm un nume sau puteri. Ce, îi dăm puteri prima dată? Hai să îi dăm puteri prima dată. Ce fel de puteri are antagonistul? Ce puteri are antagonistul? So, hai să vedem ce puteri vreți să îi dăm și la asta. Îi dăm trăznet, îi dăm foc, îi dăm... ce îi dăm? Îi dăi și un magie neagră, magie... ce fel de magie? Dacă aveți ăsta... necromancy, you know? Trezește morții din ăsta, like, ce fel de om doriți să fie el, dacă aveți ăsta. am înțeles, am înțeles ce îi zici. Bun, magie albă, îi rasist. Trebuie specificat acolo, magia albă e rasist. Exact, da, corect. Ce să mai aibă acolo? Trăzne, dacă te nu aveți idee, foc. Ce mai să punem acolo să fie ăsta? Nu furat de ăsta, chemat de monștri, right? Adică poate să facă summon la monștri. Telepatia nu e ăsta, e intră în magie, nu e așa ăsta. Gen efectiv ce, știi? Hai să mergem cu astea, 4, I guess. Deci, magia albă, e rasist, trăznet, foc sau chemat de... monștri, right, cheamă cei mai tari monștri care îi au puterile. Aici el trebuie să stea numai efectiv cu deașpuna să scubească. Foc, tot ce-i foc, lavă, chestii de genul, plasmă, el poate controla. Sau trăzne de ară. De fapt, hai să punem așa atunci. Foc, trăznet, foc, plasmă. Control, right? Și și el le poate controla toate alea și are tot fel de puteri de astea pizdoase. Bun, astea trei atunci. Bun, puteți vota acum. Ideea ar fi plasmă,
plasma, de exemplu, e sânge sau e lavă, right? Sau porle e plasma, right? E ceva ce e încălzit atât de tare, iar o formă între lichid și solid și e foarte interesant. Are, e una din form matters, right? E gazos ca aerul, e lichid ca apa, e solid ca ca tot ce e solid și mai este o chestie, plasma, care e între astea trei, care e o chestie diferită, right? It's own thing. Mai învățați ceva aici numai, right? So, yeah. Bun, hai să vedem ce ați ales voi aici. Magie albă e rasist cu locul 2, care era trăznet foc plasmă. Bun, magie albă e rasist, omul meu face magie care să bate cu magia lui și să-mi put una pe aia, altă și așa mai departe. Și omul e rasist și urăște orice nu-i cu păr alb și cu ăsta. Bun, sau cum îl cheamă pe antagonistul nostru, în afară de Hitler, right? Pentru că, you know, de ce l-ar chema așa? Bun, hai cu nume, hai cu sugestii de nume și după aia îi dăm un nume animeului nostru. Un nume care poate nu o să intre acolo, dar o să vă zic eu care sunt alea. Pentru că eu am deja o idee, de exemplu, de nume. Așa. Antagonist. Heisenberg. Chiar, de ce nu? Mere Heisenberg. E o idee bună și așa, e o idee frată. Păi dacă pe a nostru îl cheamă Marcel, eu îi zic ce-i inversul la Marcel. Nu știu, deci ce e așa de greu ăsta? Gorlock. Gorlock. Nu. Nu știu. Rial. Care, nu. Rail. Care e liar scris invers. Mincinos scris invers. Pentru că, de ce nu? Right? So, hai să vedem dacă îl cheamă Rail, Gorlock sau Heisenberg. Să vedem ce alegeți voi aici, fain frumos. Și după aia îi dăm un nume acestui isekai fantastic pe care l-am creat noi aici împreună. Rail, care e liar scris invers, adică mincinos scris invers în limba engleză, e pe primul loc. Which is ok, e ok cu mine ideea asta, nu o să zic nu, că, you know, și cred că aia o să rămână, pentru că mai aveți câteva secunde numai și gata cu votul ăsta și după aia îi dăm un nume, pentru că trebuie să îi dăm un nume și să ținem cont de toate chestiile alea care le-am scris noi fain frumos acolo. Ia Heisenberg pe locul 2, pe primul loc este Rail, care e liar scris invers și cred că cu aia merem, Rail, că de ce nu, vedeți, v-am ajutat și eu cu ceva. So, cum se numește acest isekai, pentru că, you know, trebuie neapărat să îi dăm un nume și după aia să vedem ce face AI-ul cu numele ăla. Adică sunt foarte curios de ce face isekai. Hai să-l mutăm ăsta aici și să ne gândim la un nume de isekai pentru anime-ul ăsta unde protagonistul e numit Marcel,
care e născut în Tokyo, care a fost isekai de un cărucior de bebeluș, care are putere magie neagră, are două săbii, iubita o cheamă Linda, prietena din copilărie o cheamă Eugenia, cel mai bun prieten e Klein, povestea îi setată în, că ăsta e renăscut într-un oraș mare la mare ocean, care e condus de pirați și părinții lui au fost omorât de antagonistul numit Rail, unde tipul ăsta odată ce pornește în aventura cu cel mai bun prieten și prietena din copilărie, după ce ia săbile care sunt cele mai mari comoare a părinților lui, merge să-și ia revanșa împotriva lui Real. Real dă de, cum îi zice, o iubită care, cum ziceam, o cheamă Linda, care îi roșcată și mare și, you know, hai să vedem ce nume de isekai aveți voi în cap pentru asta, pentru că eu aș avea unul, right? sincer, aș avea o idee și după aia o să băgăm aia să vedem care e faza. Uite, ăsta avem și posterul pentru anime-ul ăsta, avem antagonistul cu părul alb acolo, vedeți? Am știut eu ce facem, avem prietenul cel mai bun cu părul maro, acolo avem un alt rival, poate, ăla e rivalul de care o să dea pe drum, nu Medieval Peace, că nu are Medieval Peace, trebuie să venim cu nume. Gândiți-vă că ăsta e light novel, dragilor, deci ăsta nu-i orice isekai, e cel mai bun isekai fucking ever. Are elemente de One Piece, are elemente de Sword Art Online, are elemente de Shield Hero, are toate chestiile astea. Ok, bun. E un nume bun, e o încercare foarte bună cu am fost renăscut într-o lume de pirat, dar în loc să fac lucruri rele, o să încerc să-l omor pe regele rasist, care, well, nu, ok. După chestia aia mere prea departe. Like, dacă te opreai la am să-l omor pe regele rasist, era super. Acolo, aia ar fi fost super împreună cu cel mai bun prieten și cu prietena din copilărie. Poate dacă adăugai, ar fi fost exact cu my friends acolo și scoți partea aia de după Enslaved. Then, like, hai să facem un workshop. M-am renăscut într-o familie de pirat. Asta e prima opțiune. Cum se cheamă isekai-ul nostru? Reborn. As a pirate. Știm noi la ce ne referim. The Rising of the Pirate Hero. Ar mere dacă facem acolo ceva mai diferit, gen The Rising of the Revenger of the Pirate King's Son. Gen, right? Ăsta e fiul, de fapt, a regele piraților. Părinții lui, el nu știa, dar ăla e twist-ul de la final, de la mai final, că părinții lui au fost, de fapt, regele și regina piraților. Și facem asta atunci cu Rising of the Pirate King's Son. So, Rising of Revenger, the Revenger Pirate King. Înțelegem noi, bun. Exact, ăla-i numele perfect acolo, Mărie. Bun. Bun, hai că vă dau și eu un nume, pentru că să fie trei nume dintre care aleg, dar îmi place tare mult numele astea la care am lucrat aici împreună. Vedeți, e un efort bun.
Isekai Man nu funcționează, e prea... Nu descrie destul ce îi isekai-ul ăsta. Trebuie să fie ceva mai... știi cum zic, mai... hai să vedem. Îmi place ideea asta de revanșă și îmi place ideea asta de cum îi zice, pirat, că trebuie să fie ceva acolo sau gen setting sail to avenge my father. Gen devin pirat ca să îmi iau revanșa pentru părinții mei sau ceva de genul, right? E cam în aceeași idee, dar nu știu, ok, nu, rămân alea două pentru că alea două îmi plac tare, tare mult ca idei și nu cred că putem mai bine de atât. So, hai să vedem care dintre cele două le alegeți, pentru că mie îmi plac just extraordinar de mult ambele, just super, super faine ambele ăsta nume, so I like them all very, very much. Orice alegeți, eu zic că e un fucking W ca și nume. Momentan pe primul loc cu 4, cu ceva de mii de puncte, e Rising of the Pirate King Sun, Taking Revenge with My Friends, după aia Reborn as a Pirate, Reborn as a Pirate, ia primul loc. Cu 100.000 de puncte. Wow, tu l-ai, doamne. Multe puncte, just multe, multe, multe puncte. Foarte multe puncte aruncă acolo Maria. E aproape egalitate între cele două. Reborn as a Pirate și Rising of the Pirate King. Și Rising of the Reborn as a Pirate a luat chiar fața. Nu cred. Stealing your points in I don't be associated. Ba da, cum nu? Dacă tu câștigi, ăsta e, așa zic, e ales de tine. I was doing this only for the points. Foarte bine, Maria, foarte bine. Bun, cu 210.000 de puncte versus 140.000 de puncte, câștigă Renăscut ca un Pirat. Felicitări. Bun, așa ți-am dat toate punctele mele. Bun, deci numele acestui isekai este I was born in a family of of pirates but nu intră acolo. Instead of doing bad things, I am going to kill the racist king with my friends. Bun, acum hai să micim un pic fontul ăsta de 250 la ceva mai normal. Ok, bun. Nu vrei să-l micești un pic? Așa, bun, ce trebuie să ăsta, bun. Așa, deci numele isekai-ului nostru îi, care trebuie să vină scris undeva acolo. I was born in a family of pirates, but instead of doing bad things, I'm going to kill the racist king, nu kind, king, with my friend. Bun, yeah, mie îmi place tare mult. Un rând de aplauze pentru voi toți care ați fost aici. Îi super, super fain. Mi-au plăcut ambele titluri foarte, foarte mult. Like, sunteți fucking geniali. Și hai să vedem dacă... A, da, am uitat să îl generez pe antagonistul nostru. Efectiv am uitat. Hai să vedem dacă ne dă ceva, cum îi zice ăsta. Ne-a dat o tipă. Deși am zis... Un tip? Asta e just Witcher. Ce asta e just Witcher? Like, nu e ok. Heard bad
Guy, i-am scris Guy acolo, nu știu ce face asta. Nu, nu, I can't. Also, what the fuck is this bullshit? Horrible, oribil, 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 maybe... closer, dar nu în anime style. Ăsta-i, l-am găsit pe omul nostru. Restul-s de-a pula. Ăsta e antagonistul nostru, are fața cam fucked up. Ăsta e regele rasist. So there we go. Și hai să vedem dacă reușim să... Dacă scriu aia, ce ne dă titlul, ce ne dă, cum zice, ce este ăsta? Ce înseamnă aia? Like... Oh, care kill. Hai să vedem, că, you know, din cauza că are chestiile alea, poate scot chestia asta și just las cu I was born in a family of pirates. Isekai anime. Și vedem ce ne dă. Dacă ne dă un poster mai bun, dar eu cred că avem deja posterul nostru aici și nu mai trebuie nimica. What the fuck? Nu. Ok, yeah, nu. Ăsta e interesant că măcar ăsta are niște teme de pirați, right? Dar nu, ăsta rămâne posterul nostru. E ok, nu-i niciun stres. I like it. Mie îmi place tare mult, vă mulțumesc tare mult că ați fost alături de mine, a fost super, super fun. O să mai facem asta, mai am, bineînțeles, ideea de a face un shonen, de a face o romanță cândva și chestiile astea. Le mai facem, poate o să facem chestia asta o dată pe sezon, pentru că mie îmi place tare, tare mult, mi-a plăcut cât de activ ați fost, de am zis că neapărat trebuie să fiți, să participați la acest ăsta, pentru că e cu participarea voastră, altfel nu am fi dat de ăsta. So, eu o să iau poza aia, o să o pun pe Photoshop și o să pun titlul ăsta. Fain frumos să-i fac un titlu de ăla așa și o să fac unul și în japoneză și unul și în engleză și o să vi-l pun pe serverul de Discord pentru că trebuie, right? Vă mulțumesc tare mult, eu am fost Raul, un alt fan anime care vorbește prea mult despre anime și sunt foarte, foarte fericit că ați fost alături de mine și că am reușit să facem acest isekai. Și acum că știm cam cum funcționează, poate data viitoare facem isekai-ul nostru complet original, dar uite că și așa a ieșit extraordinar de original comparat cu multe isekai-uri, right? But yeah, să aveți o seară faină, vă apreciez tare, tare mult, pe data viitoare, pa, pa! Iar dacă te uiți pe YouTube, dă click pe unul din cele două videouri de pe ecran, unul special și specific ales pentru tine, celălalt e cel mai nou video sau podcast. Like, share, subscribe și apasă bilul ăla de notificații. A fost Raul, un alt fan anime care vorbește prea mult despre anime. Ne vedem data viitoare. Pa, pa!